Ei, acum de la acest, la această intersecție vom merge spre Târgu Ocna, dragi prieteni. Pe dreapta este depozitul de deman și chiar va urma mai încolo o reprezentanță Dacia. Pe stânga Licurici, sediul Licurici. Un centru de distribuție mărfuri diverse. Croco aici în dreapta. Dacă am merge, avem doar 34 de kilometri până la Comănești. Ia uite și Licurici, depozit Angro, distribuție tot Angro. Ne îndreptăm spre ieșirea din Onești. Uitați, vedeți chiar ieșirea. Să mai mergem un pic pentru că nu putem întoarce aici în curbă. Îl salutăm pe bunul nostru prieten, domnul Vicol, care are casa aici pe stânga. Așa. Vom găsi un loc undeva unde să facem. De aici înainte, Târgu Ocna, Comănești, Moinești, unde doriți să mergeți, spre Harghita, Covasna. Vedem unde o fi. Aici cred că ar fi bine să-l las. E linie, continuă aici. Am vrut să las pe cineva să depășească, dar nu pot pentru că e linie continuă, nu putem opri aici. Uite, de aici îl lăsăm. Bravo, tinere! Așa. Să tragem pe margine, o să pun pe avarie mașina. Și o să încercăm să întoarcem cât putem de repede. Acum putem întoarce, da? Nu putem întoarce așa. Vă speriați să nu ne ducem în râpă. Alte oi pe dreapta aici. Râul. Trotuș. În dreapta. Și în față Perchiu. Dealul Perchiu. Că munte nu pot să-i spun. Ne mândrim și noi oneștenii cu un deal. E englezii cu un deal. Mai punem muzica la întoarcere. Depășim o căruță. Oare în ce an vor dispărea căruțele în România? Acum din nou la intrăm în Onești dinspre Târgu Ocna. Dacă nu aveam de filmat, mergeam direct la Slănic Moldova. Iarna la Slănic Moldova este o pârtie de schi foarte frumoasă. Și pe unde mai mergem? A, intrăm pe la Carrefour. Da?